Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Rețele de Apă și Canalizare ar putea avea o șansă în plus pentru accesarea de fonduri europene în condițiile în care din asociație fac parte cât mai mulți membri. Numai că decizia pentru primirea de noi membri a fost atacată în instanță de primarul Nicolae Barbu, deși prin proiectele pe care le poate realiza, și municipiul Giurgiu ar putea beneficia de circa 5 milioane de euro pentru rețele de apă și canalizare. E inexplicabil pentru mine cum poate să se poziționeze în felul ăsta un primar, pentru că din lista de 22 de investiții de canalizare și 12 investiții de apă în județul Giurgiu, câte o poziție este ocupată chiar de municipiu. În total 5 milioane de euro în această a doua etapă sunt destinate extinderii infrastructurii de apă și apă uzată în municipiu. Așadar, ca primar, părerea mea la acest moment, dacă n-a reușit să facă nimic în 4 ani domnul Barbu, acum se străduiește să și distrugă ceea ce ar putea să facă un alt primar mai competent, care sigur va urma la primărie. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Rețele de Apă și Canalizare are ca scop principal realizarea de proiecte pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare în toate localitățile care fac parte din această asociație. Asociația ar putea accesa pentru rețele de apă și canalizare circa 100 de milioane de euro care să fie utilizați pentru investiții în județul Giurgiu. Activitatea sa este afectată însă în această perioadă de procesul inițiat de primarul Nicolae Barbu.